bună, eu sunt Eva și am revenit cu un nou video de Să înălgim intro-ul și să începem. Astăzi o să vă spun de ce avem cărți. O carte este o colecție de hârtii, pergamente sau astfel de materiale în formă de coli sau foi, de cele mai multe ori egale între ele și legate sau broșate într-un volum. Cărțile sunt de obicei tipărite, rare ori scrise și de mână, și conțin diverse lucrări scrise pe cea mai mare diversitate de teme. O carte este de asemenea o operă literară sau științifică sau o parte semnificativă dintr-o astfel de operă. Unii oameni ar putea să-ți spună că acum cărțile nu mai sunt necesare pentru că avem internet. Să nu-i crezi! Cărțile ne ajută să-i cunoaștem pe ceilalți oameni, să înțelegem mersul lumii și în același timp să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, într-un mod care nu are legătură cu ceea ce citim în paginile lor, ci cu dorința de a ști și cu principiile morale și efervescența creatoare care te îndeamnă să le deschizi. Cărțile construiesc punți către alte vieți, atât către personajele care apar în ele, cât și către nenumărați cititori de pe alte meleaguri, precum și către alte epoci, și prin aceasta te înalță și te ancorează și mai profund în propria-ți viață. Cărțile îți pun la dispoziție un telescop cu ajutorul căruia pătrunzi în mintea altor oameni și începi să vezi cu o claritate și mai mare nebuloasa din mintea ta. Deși aspectul și formatul cărții vor continua să evolueze, inima și sufletul ei vor rămâne neschimbate. Deși telescopul s-ar putea schimba, adevărul cosmic pe care te îndeamnă să-l observi va rămâne etern, precum universul. Într-un fel, cărțile sunt prima formă de internet. Fiecare fapt, fiecare poveste, fiecare noutate poate fi un hiperlink spre o altă carte, altă idee, altă aventură spre magia cuvântului scris. Exact ca paginile de web pe care le vizitezi mai des. Semnele de carte te duc la paginile la care vrei să te întorci iar și iar ca să absorbi din nou informațiile și să retrăiești poveștile, găsind noi înțelesuri la fiecare vizită, pentru că peisajul vieții tale este altul de fiecare dată și se înnoiește cu fiecare clipă trăită. Sper că v-a plăcut și vă aștept și data viitoare!